Avem derby pe Ion Oblemenco, cele mai bune echipe din Liga Secundă în acest moment. Se întâlnesc în meci direct în Bănie. Craiova și Rapid, formații aflate la egalitate de puncte în play-off-ul Ligii Secunde. Aici recuperează Radu Negru, pasă pentru Companio. Companio întoarce acea minge greșit și oltenii sunt revoltați. Bălan cere o lovitură liberă indirectă, pretinde că a fost o pasă dată de Nastos, portarul lui Horațiu Moldovan. Nastos a avut o intervenție stângace, spun eu, nu cred că a vrut să paseze. Raducanu dă drumul foarte bine din prima pentru Huygebert, să vedem centrarea belgianului, e bună, greșeală, gol! Andrea Companio deschide scorul în minutul 12 pentru echipa gazdă. O greșeală, mai multe greșeli în defensiva Rapidului aduc deschiderea scorului pentru formația lui Eugen Trică. Companio a ajuns la golul cu numărul 4 în Liga Secundă și la al 5-lea, în 5-lea în total pentru Craiova, pentru că a marcat toată și în Cupa României. Revedem centrarea foarte bună a lui Huygebert. Momentul în care Horațiu Moldovan nu intervine la acea minge sau n-a reușit să intervine la acea minge, iar Companio e singurel în 2 metri, pune piciorul și deschide scorul aici pe Ion Oblemenco. Foarte bună centrarea lui Jeremy Huygebert. Robert Răducanu a primit acea minge. Răducanu l-are în stânga pe Huygebert. Centrează belgianul. O face bine! Bară! Ce ocazie pentru Craiova, care rămâne în atac. Ce șansă de a-și dubla avantajul pentru echipa lui Eugen Trică în acest minut 19. O nouă centrare excelentă a lui Huygebert. A fost reluarea conaționalului său, William Betten, stângaci Betten. Vă spuneam, a marcat două goluri fabuloase. Farul, acel 0-0 despre care am vorbit mai devreme, un șut care este mai degrabă o pasă pentru portarul Mario Enache. Se trece, e contabilizat ca șut pe poartă. Revedem șutul lui Ioniță. Până una alta, e din nou fază fixă pentru Olteni. Același Dragoș Albu, responsabil cu executarea cornerelor. Mare de așteptat puțin înainte să poată să bată acest corner. Și e un cartonaj roșu văzut de Lorenzo Paramati de la Craiova. Roșu direct. El mai avea un galben din minutul 55. Pentru un fault asupra lui Horațiu Moldovan, probabil. Este duelul dintre Paramati și Lazar, care duce la această eliminare. Eu nu prea văd fault. Uite și aici, din alt unghi, punctul în care Lazar cad. Companio întoarce mingea pentru Bălan. Din nou Claudiu Bălan șutează, dar o face slab. N-a fost rea ideea, cum e un șut deviat de Dandea, care se transformă în corner pentru echipa lui Trică. Să fi fost deviat cu mâna acea minge. Da, l-atinge în mână pe Dandea, dar mâna e lipită de corp, chiar încearcă să-și tragă mâna. Capitanul Rapidului, care vede galben în acest minut 81-82. Bate Dragoș Albu cu stângul, dar Horațiu Moldovan n-are emoții, chiar dacă respinge în corner. A trecut mingea peste zid, a dat direct pe portar, de la 20 de metri. Lucian Rusandu pune punct partidei. Eugen Trică se bucură, exultă după acest succes extrem, extrem de important, care duce Craiova la 45 de puncte, cu 3 mai mult decât adversara ei de astăzi, Rapid, și cu 4 mai mult decât Mioveni.